Gabriel Cotabiță a fost un cântăreț, compozitor, prezentator, producător muzical și de televiziune român care s-a născut la 1 noiembrie 1955, la Craiova. Cotabiță a murit sâmbătă, 23 noiembrie, la vârsta de 69 de ani. Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci. Am fost nu doar colaboratori, ci și prieteni din tinerețe. Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători, Noapte albastră, Te rog, Domnișoară, Nu pleca și Va mai trece o noapte, Viața e un casino, Să nu ne spunem adio, Poate că da, poate că nu etc. Am lansat împreună cu Jide Alvare primul CD din România. Am făcut lucruri frumoase împreună. Lucruri care nu se pot uita. Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună. Te vom păstra mereu în inimile noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină. Gabriel Cotabiță s-a născut pe data de 1 noiembrie 1955, la Craiova. A avut o carieră impresionantă în industria muzicală de la noi, fiind cântăreț de muzică ușoară și pop-rock, dar și producător muzical. De-a lungul timpului, regretatul artist a cochetat cu televiziunea și a fost prezentator. A fost solistul formației VH2 și a fost membru al trupei Rock Holograf în anii 1980. Alături de Holograf a lansat albumul Holograf 1 în anul 1984. În cariera lui, Cotabiță a jucat în filmul muzical În fiecare zi mi-e dor de tine, de Gheorghe Vitanidis, muzica fiind semnată de George Grigoriu și Ionel Tudor. Numele lui Gabriel Cotabiță apare pe coloana sonoră a peliculei Rezervă la start, de Angel Mora, muzica fiind compusă de Adrian Enescu. A lansat mai multe albume în cariera sa, printre care o formație Rock 5, cu formația Redivivus, album colectiv, Holograf 1, cu formația Holograf, Noapte albastră, Noi rămânem oameni. Prima iubire și ultima, În fiecare zi mi-e dor de tine, cu Marina Florea, și Prizoner, Viața e un casino, Greatest Hits, cu formația VH2, Dacă n-ai iubi, cu formația VH2, Fărme de tandrețe, 2, cu formația VH2, și 25 de ani de nopți albastre, Best of Gabriel Cotabiță. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.